Am ajuns la locul de pescuit, am pus fiderele la treabă, să vedem acum ce se va întâmpla. Este prima dată când pescuiesc în acest loc, este un loc nou, nu știu cât este de productiv, rămâne să vedem împreună. În cazul în care în curs de vreo 2 ore nu-mi place ce se întâmplă, voi schimba locul. Am avut o primă prezentare, atât pe cea din dreapta cât și pe cea din stânga. Pe cea din dreapta a fost puțin mai serioasă. Și cred că am prima captură. Da. Este prima captură, să vedem ce este. Ce credeți dumneavoastră că poate să fie? Este fix ce m-a disperat în acest sezon. Prima captură, primul ciortan. După cum observ, momentan peștele nu se hrănește prea grozav. Am ales acest loc fiindcă în malul opus sunt niște copaci căzuți, niște agățături. Zic eu, zona ar fi propice. Apa are o adâncime de peste 3 metri. Ar fi propice să fie chiar și crap în această zonă. Dar să vedem. Lucrurile nu stau bine deloc. Am să mai arunc o dată. Și dacă vor sta la fel lucrurile, am să plec. Caut o altă locație. Din nou pe o altă locație, să vedem și aici ce se va întâmpla. Sonarul mi-arăta o aglomerare de pește, dar nu știu ce specie era și nu știu dacă va mânca. Avem și aici o primă captură, cred că le-am și îmbârligat între ele. Da, am reușit treaba asta. Uite, un ciortan care a scăpat dintr-o plasă sau l-a eliberat pescarul. Dau drumul la antireturul asta ca să... Vai, săracu! Da, săracul e rănit rău. Poate va supraviețui totuși. Se pare că și astăzi este ziua ciortanilor. Așa, am scăpat pe asta aici în apropierea bărcii. Dar după cum a atras, sigur era un ciortan. Nu vom mai sta mult nici pe acest loc și
voi pleca spre unul din locurile pe unde am mai prins. Dacă le mai găsi libere la ora asta. Am bântuit o grămadă astăzi. Am venit acum pe o locație unde am mai pescuit. Indiferent ce se întâmplă, până la terminarea partidei, aici voi rămâne, fiindcă nu are sens să mai caut atâta timp cât 5-6 locații pe sonar vedeam pește, în schimb peștele nu vrea să se hrănească din când în când. Câte un ciordan, de nici măcar n-am văzut astăzi un caras, numai câțiva ciordani. Așa că chiar nu văd vreun motiv să mai caut altă locație. N-am venit direct pe o locație veche, fiindcă speram să găsesc o locație unde să prind niște crapi adevărați. Dar se pare că n-am de unde să-i găsesc. Unde or fi băgați, numai Dumnezeu știe. Aici deja am și trăsătură și captură. Ia să vedem. Am noroc de un caras sau o fi tot vreun ciortan. Bineînțeles. Bineînțeles. Oricum este un ciortan mai frumos decât cei care i-am prins până acum. Ciorte mai. Băi, oricum îți dau drumul, mă, băiatule, mă. Am luat ceva. Și tu mi-ai văzut așa, parcă aș fi luat o creacă. Da.
Da, ce frumos a tras creac. Excelentă trăsătură. De data asta am luat ceva, l-am păcălit. Primul caras al zilei. Primul caras al zilei. Un caras frumos. Și avem și pe cealaltă. Da, pe cealaltă avem ce nu vrem. Avem ciortănos. Oh, bă, dar mulți sunteți, mă. Dubios, s-a tras pe una, s-a mutat pe cealaltă. Că te-am păcălit. Un mic caras pe care efectiv l-am înțepat, că el nu mușcase. Hai să pregătesc o montură, să încerc la îmbucătură să văd, nu găsesc cumva răpitor pe aici. Bun, hai să pregătesc o lansetă. Bun, un plumb acum. Vedem ce plumb găsim mai pe aici. Asta e o montură așa, ad hoc. Că n-am venit pregătit să pescuiesc la răpitor cu îmbucătură. Dar ținând cont la cât de prost a mers treaba astăzi,
Să încerc și chestia asta. Băi, dar mă disperă ploșnițele astea. Bun, hai să căutăm și un cârlig. Să vedem ce avem pe aici. Hai să băgăm acesta. Fără vârtej, fără nimic. Direct așa. Băi, dar m-au încărecat de tot ploșnițele astea. Hai, noroc! Nu vrea! Am fost și eu, am fost până la canal, am încercat din loc în loc, nu... Deci se pare că vina nu mi-aparține. Nu merge astăzi, asta e. Bun. Să leg cărligul. Un singur cărlig ajunge. Ia uite bă, să-mi intre în gură, mă. Așa, să caut un cuțit acum. Aia ar fi culmea să n-am cuțit acum. A, uite-am aici. Așa, hai să pregătim o bucățică de caras. Așa. Să băgăm aici.
Bun. Hai să vedem. S-o arunc aici undeva ca să nu mă încurce. Băi, dar niciodată n-au fost așa ploșnițe multe cum sunt acum. Efectiv, m-au disperat. M-au disperat. Îți intră în ochi, nici nu poți să vezi dacă trage sau nu trage. Uite, aici îngrozitor, am omorât o grămadă. Cred că am să strâng și am să plec. Nu pot să pescuiesc în condițiile astea. După ce că peștele este al naibii de mofturos, te mai freacă și ploșnițele astea puturoase. Pe jos, prin barcă, să nu mai ploșnițe moarte. Și ale naibii nici nu se neacă, că am mai luat câte unele, le-am lovit, au intrat, au căzut în apă. Dar le văd că stau ce stau, după care pleacă. Plutesc. Probabil faptul că asta s-a încălzit așa tare, au apărut atâtea ploșnițe, până acum nu m-au deranjat în halul ăsta. Dar acum sunt de groază, deci efectiv, mă fac să plec acasă. Intră în ochi. E de groază cu astea. Au intrat și în ad. Nu, că asta mi-a intrat în ochi. Am să strâng și am să plec. Intră în ochi. Prieteni, închei partida de astăzi, mi este foarte greu să pescuiesc, că nici nu pot să mă uit, îmi intră gâzele astea în ochi, în urechi, peste tot, am omorât o grămadă, degeaba, nu știu, e invazie, așa ceva n-am mai întâlnit. Așa că asta este tot ce vă pot oferi în clipul de astăzi, invazie de astea de ploșnițe. A fost ca un făcut. Cum am schimbat locul, la câteva minute am luat un ciortan, după care pauză, chiar și pe locul ăsta unde altă dată am avut rezultate foarte bune, se întâmplă același lucru. Nu-mi rămâne decât să vă spun la revedere, până data viitoare.